Peste 7.000 de suporteri au urmărit miercuri seara derbiul etapei a 6-a din campionatul național fotbalistic al Ligii 1. O partidă marcată de controverse iscate îndeoseb de arbitraj, la capătul căreia, deși steliști au introdus de 3 ori mingea în plasă, au pierdut în final cu 2-0. Partida a început incert și în minutul 5 Pap a marcat după un duel aerian cu Junior Moraes, dar controversatul arbitru Colțescu a fluierat fault în atac și golul este anulat. Adrian Popa înscrie și el în minutul 21, dar golul este anulat pentru offside la semnalizarea tușierului. O altă fază controversată avantajează de data aceasta Astra, când fundașul Ghierme a intrat dur la Boldrin, dar arbitrul arată doar cartonașul galben. După pauză, în minutul 51, Alibec a deschis scorul și și-a trecut în cont prima reușită din actualul sezon. În minutul 60, Junior Moraes este faultat în careu de către Lucian Filip. Se fluieră penalti și Budescu marchează pentru 2-0. Este momentul în care Gigi Becali părăsește tribuna în semn de protest față de arbitraj. Partida devine din ce în ce mai încinsă și vine minutul 75, când Varela a reluat cu capul. Lung a scos până la Tade, care a trimis și el cu capul. Balonul depășește linia porții lui Lung, dar asistentul Grigoriu a semnalizat offside. S-a terminat 2-0 pentru Astra, a treia victorie pentru echipa lui Șumudică în 6 etape și prima înfrângere a Stelei în acest sezon, în fața unui stadion în tribunele căruia suporterii Astrei s-au văzut răzbunați pentru greșelile de arbitraj pe care și echipa lor le-a suportat de mai multe ori. Declarația prinsă la conferința de presă de după partida Astrei cu Steaua. Antrenorii Marius Șumudică și Mirel Rădoi au venit în fața jurnaliștilor pentru a spune părerea despre partidă. Cei doi au răspuns întrebărilor puse de jurnaliști, discursul fiind orientat către dominanta partidei, arbitrajul. Mi-a plăcut așa atitudinea celor de la Steaua și sunt mândru că i-am făcut astăzi să sufere, să enerveze, să dea cu pumnii până toate alea să înjure și să chiar să încerce o luptă așa cu cei din staful meu. Asta înseamnă frustrare. Înseamnă părere de rău și sunt mândru când anul trecut i-am făcut campioni, ar fi trebuit să înțeleagă toată lumea că Șumudică nu și-a apărat decât corect șansele la momentul respectiv și n-am făcut jocurile nimănui. I-am răspuns și lui Sepsi de valiza respectivă și astăzi am uitat așa, mă uitam în spatele tribunei a doua, mă înjurau așa cu patimă și își doreau atât de mult să mă scuipe și să arunce cu fel de fel de monezi în mine și îmi place, mă simt bine când îi văd așa, mă simt bine. Băi, suporteri steliști, înțelegeți că există un Dumnezeu. Și Dumnezeu astăzi a fost cu Astra. Atât am avut să le transmit. Pot să mă înjure, să mă scuipe, să mă înjure de familie, de ce vor ei, cât ori trăi. Nu-i halesc. Punct. Și nu o să-i halesc niciodată în viața mea. Indiferent ce s-ar întâmpla. Mirel Rădoi a avut de înfruntat tribunele giurgiuvene, de unde, în afară de fluierături la adresa Astrei, niciun suporter stelist n-a îndrăznit să strige Hai Steaua. La conferința de presă, Rădoi a trebuit să înfrunte și întrebările jurnaliștilor. E greu să-mi găsesc cuvintele, dar o să încep în felul următor. Din păcate, punctele nu s-au dus unde trebuie. Pentru mine este destul de clar că Steaua ar fi câștigat cele 3 puncte. Băieții merită felicitări și au felicitările mele pentru joc și atitudine, dar din păcate punctele nu sunt la noi. Aveți întrebări? Ce fel a fost jocul din seara asta pentru tine? Mă refer la arbitraj, evident, pentru că... V-am spus, mi-e greu și nu vreau să comentez arbitraj, dar mi-e greu să mă și abțin. Credeți-mă că mă muș de limbă, mă... Nu știu, asta nu depinde de mine, dar gândiți-vă că la pauză sunt 2 goluri anulate și un penalti. Oricât aș vrea și oricât aș încerca să-i fac să uite lucrurile astea, jucătorii sunt și ei oameni și e normal să fie afectați. Declarațiile pe larg ale celor doi antrenori, dar și părerile președinților de club Valeriu Argăseală și Dani Coman, precum și interviuri cu Silviu Lung Junior, brazilianul Guilherme și mijlocașul Astrei William de Amorim, puteți urmări imediat după Jurnalul de Știri în ediție specială.
Prezența în zona VIP a tribunei întâi a selecționerului Anghel Iordănescu nu a putut fi trecută cu vederea. Giurgiuvenii sperau ca antrenorul naționalei să fie cu ochii pe Budescu sau Silviu Lung Junior. Dar după întorsătura pe care a luat-o partida, jurnaliștii au avut de întâmpinat doar reacții evazive ale selecționerului. Îmi este foarte greu să comentez, pentru că orice comentariu aș face s-ar interpreta. Din punctul meu de vedere a fost o atmosferă plăcută, un joc agreabil. Un joc, spuneam, agreabil, un arbitraj extrem de interesant și o atmosferă frumoasă. Foarte interesant, interesant arbitrajul. Jurnaliștii prezenți au înțeles că selecționerul Anghel Iordănescu a calificat arbitrajul ca fiind interesant, dar în realitate Iordănescu a spus un arbitraj interesat. Arbitraj extrem de interesat, arbitraj extrem de interesat.